În actuala noastră discuție am pornit de la afirmația fundamentală că trebuie să cunoaștem istoria științei. Pentru că știința nu rămâne pe loc. Știința descopere lucruri noi care ne surprind. Și de atâtea ori vedem că am crezut ceva care era științific și după aceea oamenii de știință au spus, nu e așa, e altfel. Și ajungem din nou la ce zice Eminescu, ce un secol ne zice, ceilalți o de care trebuie a, 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 a schimbat, ce un deceniu ne zice, Ceilalți o dezic, pentru că așa repede se schimbă. Întrebarea cealaltă fundamentală e: pot eu să fiu om de știință și în același timp cu credința în Dumnezeu? În primul rând, e evident că omul de știință de acum 200 de ani avea o paradigmă prin care înțelegea lumea, și omul de știință de astăzi are cu totul altă paradigmă, alt cadru în care înțelege. Nu te speria de el cel care zice, păi știința a dovedit. Zâmbește și spune, care știință? Din care deceniu? Pentru că știința. Nu e absolută. Știința are caracter temporar. Prin urmare, nu mă mai speria cu ideea ta că știința a spulberat credința în Dumnezeu. Dar, care Dumnezeu? Pentru că chiar și în Biblie. Observăm că revelarea de sine a lui Dumnezeu a fost treptată. Noi ca creștini credem că Dumnezeu nu e inventat de om, ci Dumnezeu se revelează pe sine, dar vedem cum i s-a revelat lui Moise, cum i s-a revelat lui David, cum i s-a revelat lui Isaia. Și pentru aceasta eu am scris o carte intitulată Bunătate adevăr dreptate în care trec prin toată Biblia ca să arăt cum se revelează Dumnezeul bunătății și al adevărului și al dreptății în diferite momente ale Sfintei Scripturi. Nu i-suficient să zic cred în Dumnezeu. Care Dumnezeu? Și eu spun, Dumnezeul care mi s-a revelat în mod suprem prin Domnul Isus. Acel Dumnezeu vorbește și minții mele și inimii mele, pentru că prin Isus din Nazaret mi s-a revelat un Dumnezeu care există în trei persoane. Un tată care de tot ce are fiului lui, un fiu care îl ascultă în toate pe tatăl, un tată și un fiu care lucrează prin Duhul Sfânt, un Duhul Sfânt care uh, ne îndreaptă privirile spre Tatăl și spre Fiul. Relațiile din Trinitatea aceasta sunt de o frumusețe superbă. Eu nu contemplez un Dumnezeu solitar și uh, unul care e izolat, ci un Dumnezeu personal care Trăiește în această Trinitate și un Dumnezeu care îmi spune: Vreau să fii și tu între noi. Fiul mai mare, cel singur născut din Tată, devine cel din tâi născut dintre mai mulți frați. Și scopul nostru e să îți formăm caracter ca al nostru. Și scopul nostru e nu să fii numai aici. Ai o sarcină aici, în lumea asta. Dar cu cât o împlinești mai bine, cu atât te califici pentru poziții mai fascinante într-o altă existență în care intri și acum în ultimele 50 de ani au apărut aceste morți clinice care ne spun să intră într-o altă realitate prin moarte se intre într-o altă existență, în alte dimensiuni. Iarăși, un nou orizont care ni se deschide. Deci, dacă crezi numai într-un Dumnezeu a cărui slujbă e să ierte păcatele și să te duci în cer, sărac Dumnezeu. Dar dacă crezi în Dumnezeul creației, care a zis să facem oameni după chipul nostru și ei să aibă stăpânire peste pământ, să aibă funcții pe pământ și ei să fie calificați pentru ceruri și noi să ne cuplăm cu ei și noi să învățăm să trăiască ca noi, să se relaționeze cu noi și cu alții. că Căpătăm un alt fel de Dumnezeu. Dacă îmi spui crezi în Dumnezeu, eu trebuie să spun care e Dumnezeu. Allah, unul singur, care i separat de toată lumea, mă sperie, dar Dumnezeul Trinitar, Dumnezeul care vine la mine prin Isus Hristos, Dumnezeul bunătate și iubire, e altceva. De ce nu te mulțumi cu orice credință în Dumnezeu? Și când ei și zici, păi Dumnezeu Bibliei, ai studiat bine Biblia să vezi care Dumnezeu se desprinde cu adevărat de pe paginile Scripturii? Dumnezeul adevărat care ne-a fost revelat de Isus și de apostoli. E Dumnezeul iubirii și al bunătății care urmărește să ne facă după același chip, să populeze lumea cu oameni buni și oameni iubitori. De deci, ce? Dacă întreb care e fel de știință și știința din care secol sau din care deceniu, în același timp eu zic, care e Dumnezeu? Pentru că acum 4-500 de ani era Dumnezeul Inchiziției. Și a fost normal ca oamenii să se revolte și să zică pe acel Dumnezeu nu-l mai vreau. Dar cei ce s-au revoltat împotriva lui Dumnezeu, prin Renaștere și prin alte curente, au respins acel fel de Dumnezeu care era propagat de o anumită biserică. Și noi trebuie să îndrăznim, să zicem, noi respingem acel fel de Dumnezeu. Noi descoperim în Sfânta Scriptură un alt fel de Dumnezeu. Și probabil avem nevoie de o nouă reformă prin care să arătăm care e adevăratul Dumnezeu al bunătății și al iubirii. De ce să îndrăznim să spargem tipare și să îndrăznim să descoperim adevăratul Dumnezeu și atunci găsim adevărata eliberare și adevărata împlinire?